Deci tot ce trăim este în această birocrație a clișeelor. Dacă lumea s-ar fi debarasat sau n-ar fi intrat până în gât, în mlaștina asta, ar fi trăit relativ confortabil, chiar și în acest timp posibil, secolul 21. Dar uite că aceste reguli, pe care, sigur, oamenii nu le respectă în interiorul lor, dar sunt obligați să le respecte la suprafață. Aici e marea minciună. Minciuna asta a scenei pe care cu toții ne prefacem că trăim. Ne îmbrăcăm frumos, da? Ne parfumăm, ne coafăm, da? Ne bărbierim, ne punem fular sau cravată sau eșarfă la gât. Este o lume diferită de cea în care noi colcăim de obicei. Lumea aia mizerabilă acasă, în care nimeni nu știe ce faci. Da? Că stai cu picioarele pe masă, că te scobește nas, dacă te speli sau nu în urechi și alte și alte probleme. Dar când intri în lumea asta superficială, tu trebuie să dai impresia că ești altcineva. E bine, exact asta ne omoară zi de zi. Deci cel mai mare cancer, cel mai mare microb de care suferă planeta în ziua de astăzi. Această fățărnicie la nivel mondial, în toate domeniile. Nu este aici doar politică sau relațiile internaționale sau fascicul ăsta pe care încercăm să-l exploatăm astăzi. Asta este doar unul în nemernicia lui, dar este absolut intolerabil. Să nu-i mai aud pe ăștia văicărindu-se în stânga și dreapta, toți oamenii, domnule, sunt la fel. Da? Și nu are nicio, am mai spus-o asta și cu alte ocazii. Prăbușește un pod în Surinam, mor 250.000 de oameni, nu interesează pe nimeni. E un atentat la Mannheim, în Germania, bagă unul un briceag furat dintr-un hotel, într-un cetățean britanic, să vorbește 3 săptămâni. A fost înjunghiat, e act terorist, nu se poate așa ceva. Ăia în Surinam nu sunt oameni, sunt șobolani. Probabil în accepțiunea. Noi n-am fost niciodată de acord cu asta și tocmai de asta o rostim răspicat. Nu contează de unde ești, mă. Nu contează. Da? Și încă o dată, nici dacă ești Dumnezeu n-ar conta, pentru că Dumnezeu nu trebuie slugărnicit. Da? Ne ridicăm și împotriva acestei teorii, după cum bine știți. Îl poți venera pe Dumnezeu prin muncă, prin onestitate, da, eventual contrându-l, luându-te de gât cu el, insultându-l, dar nu slugărnicindu-l, nu rugându-te, nu stând în genunchi în fața lui. Pentru că așa nu promovăm nicăieri și nu înaintăm nicăieri. Da? De unde și până unde ideea că noi trebuie să-l slugărim? Stăm cu mâinile aplecate, cu capul plecat și ne rugăm de dimineața până seara. Roagă-te să nu, tată, cereți drepturile în picioare în fața lui. Fii, încearcă să te ridici la înălțimea lui. Da, după aia dacă Dumnezeu o fi securist sau nu și te-o pedepsi în modul lui, asta e altă problemă. Dar nu stăm în genunchi toată viața. Nu-ți folosește la nimic, bă. Fii demn. Asta trebuie să faci ca cetățean. Lumea asta este a oamenilor, nu a lui Dumnezeu. Este o lume în care noi trăim, noi ne facem treburile, da? Noi stăpânim această lume, noi decidem cum se întâmplă. Dacă nu i-o conveni, să ne trimită un semn. Da? Eu nu cred că ideea este că noi trebuie să ne căciulim toată viața. Să ne supunem, să spunem numai ce trebuie, să stăm cu capul plecat, să nu facem nimic, în esență. Da? Să ne prefacem doar că îl iubim. Odată, trebuie să fim încă o dată, să avem curajul să spunem ce gândim. Asta este relația pe care ar fi trebuit să o stabilim. De unde și până unde minciuna asta care durează de atâtea secole, că noi trebuie să stăm numai în genunchi, da? Numai cu mâinile împreunate, să ne rugăm. Nu există așa ceva, bă. Da? De asta ne merge atât de prost ca și omenire, ca și planetă. Din motivele astea, pentru că birocrația asta tot niște clișee sunt, da? Niște clișee care au viața dură, viața lungă și care ne omoară în fiecare zi. Vorbeam de Franz Timmermans mai devreme, colosal asta. Franz Timmermans este luat în colimator de justiția din România. S-ar putea ca de aici să îi se tragă și ăstuia. El este suspectat pentru falsificarea raportului MCV. Acuzații aduse de către site-ul luju.ro. Fiind de constituire de grup infracțional și abuz în serviciu. Practic, ancheta este făcută ca urmare a unei plângeri formulate de publicația menționată de acest Luju. Bineînțeles că România, când vorbește de Franz Timmermans, sau mă rog, nu-l cunoaște lumea pe Timmermans, dar clasa politică știe cine e. Ăștia sunt împotriva Europei pentru că nu pot să fie europeni. Atenție, nu sunt
sunt Ion Cristoiu să zic că ei sunt ruși. Ce legătură are Liviu Dragnea cu rușii? Nicio legătură, bineînțeles. Și toate relațiile alea care ni se spunea cu Serbia, astea sunt niște invenții. S-a dus Ghiță, am auzit-o și pe asta, de-aia s-a dus în Serbia. Pentru că sârbii au niște relații extraordinare cu rușii. Se știe, legătura lor au avut întotdeauna în istorie o legătură trainică, puternică. Nu văd de ce Ghiță era buricul pământului. De ce nu s-a dus dracului la Moscova direct? Și trebuia să se mai ducă la Belgrad. Adică dacă rușii vreau să-l scoată din țară, sau el avea capacitatea să fugă, de ce s-a mai dus în Serbia? Ce, un avion nu-l putea face, își punea și el o barbă sau o mustață și în două ore era la Moscova. Asta era drama, că s-a dus la așa de s-a făcut. Asta era legătura. Nu, nu există nicio legătură. Dar încă o dată, ca să ne întoarcem la Timmermans în cazul nostru, ăsta este cu lit, l-ar pune tăricenii și rudele doamnei Dăncilă direct pe butuc. I-ar tăia capul, da, ca în Anglia, dinastiei Tudorilor. Deci fără niciun fel de județ. Așa voia regele și îți tăia capul, nu mai stătea el să explici ce s-a întâmplat. Îți tăia capul. Până când venea verdictul istoriei 150 de ani mai târziu, el deja era erou, nu se mai atingea nimeni de Henric al VIII-lea, de exemplu. Prim vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, și procurorul general al României, Augustin Lazar, vor trebui să se prezinte la secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție ca să dea cu subsemnatul, a anunțat publicația luju.ro, a scris Comisia Europeană în loc de Comisia Europeană, la noi o dramă, nu singuri, ci împreună cu șefa reprezentantei Comisiei Europene în România, Angela Cristea, și comisarul european pe justiție, Vera Jourova. Aia a spus eu, e groasă. Deci Franz Timmermans trebuie să vină să dea cu subsemnatul și poate l-o trimite și pe el la Rahova, da? Să vă spune la un moment dat că era mâna lui Traian Băsescu. Sper că vor spune al de Năstase și Voiculescu dacă va ajunge la Rahova Franz Timmermans într-un târziu. Apropo de Bombonel consideră în continuare că este o victimă a regimului Băsescu. O să vă mai dau toate amănuntele, că sigur și noi ne-am plictisit de tergiversațiile lui ca de mere acre. Cert este că omul ăsta a mers pe aceeași placă și niciun om serios nu l-a crezut niciodată. Asta cu Traian Băsescu. Păi da, astăzi nu se spune la fel. E mâna lui Dragnea peste tot. Înainte era mâna lui Ponta, înainte a fost mâna lui Iliescu, sărindu-l pe Traian Băsescu, că deja l-am enumerat. Și întotdeauna să vă spune asta când tu ești certat cu legea. Dar ce vrei să spui? Nu mă, pe mine m-au prins pe bune. Nu avea Băsescu nicio treabă. Eu am furat. De asta am ajuns la pușcărie. Sau am subminat economia națională. Sau n-am plătit niciodată impozite. Sau am acasă o avere estimată undeva la 300 de milioane de coco. Deci eu eram bugetar. Nu, nimeni nu vine să spună asta. Nici într-o revistă, nici într-un ziar, nici lui Tolontan în investigații. Nicăieri nu spune. Nu-i spui lucrurile astea, da? Vii și zici, la mine altceva a fost. Traian Băsescu mă urmărea. Și mă, ți-a luat Traian Băsescu banii? Dar te-a pus să împarți, ca în filmele alea, când te-ai așezat în fața cufărului, te-a pus să împarți cufărul cu el? Traian Băsescu ți-a lăsat toți banii. Lasă, bă, placa asta, că nu mai ține. Te-am piedicat ce, Traian Băsescu, să mai furi încă atât cât ai furat? Ești neserios, amice. Da? Ai furat ca în codru într-o țară care era la bunul tău plac. Ați văzut ce spuneau astăzi magistrați de la Brașov și din alte localități? Exact ce spuneam noi în urmă cu câteva luni. Singura soluție ca justiția să mai aibă o șansă este ca toți magistrații din România pentru totdeauna să oprească activitatea. Da? Și să fie o grevă generală a tuturor serviciilor din această țară. Altă soluție în momentul de față nu este. Ca să readuci cumva România, să zicem, la punctul de plecare de acum 5 ani. Adică unde legile justiției nu erau amenințate, unde încă, da, se mai putea da cu zarul. Deci ca să mai ajungem în această situație, oricât ar suna de categoric și de amenințător, este singura variantă. Cum de altfel în 89 nu exista o altă posibilitate decât asta. 1000 de morți, schimbarea unei ere, datul peste cap a întregii societăți.
Deci, din păcate, asta este situația. Numai că judecătorii nu reușesc să strânească un ecou atât de puternic în țară încât să-i asculte cineva. Asta e o problemă. Dacă lumea, într-adevăr, ar lua act de ce se spune acolo, pentru că situația este foarte gravă, cei care lucrează în spitale, cei care lucrează în administrații, cei care lucrează în transporturi și nimeni nu s-ar mai atinge de nimic, de în maxim 2 săptămâni n-am mai avea niciun fel de guvern PSD. Pentru că nici Ceaușescu, da, din 16 decembrie, când a început cu adevărat revolta la Timișoara, n-a apucat 2 săptămâni. N-a apucat nici 10 zile. Vă reamintesc, pe 25 era mort. Deci, față de, având un, într-adevăr un aparat teribil în jurul lui, cu securitatea, cu armata, cu toți călăii aia, Liviu Dragnea și PSD-ul n-au pe nimeni. Da? Atenție, n-au pe nimeni. Deci acești oameni în 2 săptămâni sunt istorie. Dar numai într-un context extrem de puternic, nu cu îngrijorările prietenilor noștri europeni. Că ea nu iau nicio măsură. Da? Decât ne, cum să spun, întorc România împotriva românilor. Singurele măsuri pe care acești oameni le pot lua în Europa sunt până la urmă de suprimare a independenței și a libertății cetățeanului. Ei activează nu știu ce mecanism, nu știu ce articol. Dar asta nu se întoarce împotriva lui Dragnea sau împotriva lui Adrian Năstase, ci împotriva noastră. Noi vom avea de suferit. Da? Cei care suntem la talpa țării. Da? Nu cei care conduc. Ei au bani destui, ei pot să plece primii dacă nu le convine. Noi vom avea de suferit. Toate măsurile astea, că nu intrăm în UE, că nu mergem în străinătate, că nu suntem în Schengen, că nu ne facem treaba cu mecanismul ăsta, cu justiția, că suntem în urmă la toate proiectele. Potriva noastră sunt, nu potriva clasei politice. Deci, dacă ar fi băieți deștepți și de adevăr ar vrea să ajute România, evident că nu vor, atunci ei ar acționa împotriva clasei politice, nu împotriva cetățeanului. Pe mine mă arzi, domnul Timmermans, nu pe Liviu Dragnea, cu măsurile, cu îngrijorarea mea ta. Eu sunt cel care am de suferit. Nici de cum clasa politică din România. Voi ar trebui să-i luați prizonieri pe ăștia. De fiecare dată când mai merge unul la Bruxelles, să nu se mai poată întoarce. Să-i țineți undeva acolo. Să-i puneți deoparte. Eventual să-i țineți într-un muzeu undeva. Și să ne lăsați să ne alegem eventual altă clasă politică, dar nu așa. Certând România, ne certați pe noi. Doar în cot pe Liviu Dragnea de îngrijorările și reclamațiile pe care le faceți dumneavoastră. Sunteți ridicoli. Da? Cu toată aparatura asta din justiția românească. Bă, răsculați-vă împotriva lor, nu împotriva noastră. Asta e drama în România. Da? Că oamenii ăștia par să fie niște orbi. Ei acționează tot în baza unor clișee de care nu se pot descotorosi. Da? Și până la urmă nu avem nimic de câștigat. Noi suntem prizonierii acestei țări, cum am fost în 89. Eram prizonierii unui stat socialist impenetrabil. Nu Ceaușescu avea de suferit. Noi aveam de suferit. Și acum suntem la fel. Nu ne lasă să ne ducem nu știu unde. Nu putem să facem nu știu ce. Trebuie doar să spălăm farfurii și mese pe nu știu ce. Noi avem de suferit. Nu, Liviu Dragnea nu spală farfurii. El se duce, are pașaport diplomatic. Merge în ce țară vrea el, când vrea el. Cumpără ce vrea el. Liviu Dragnea nu interzice nimeni nimic când se duce în străinătate. De noi avem probleme. Asta e marea dramă. Da? Ok. Publicitate și revenire. Actor șef de după 89 al ziarului România Liberă, care iată spune: Franța profundă nu mai suportă un sistem bazat pe structuri anchilozate și pe deformări flagrante ale realității. Problema este că și tu, Creangă, și toți observatorii vă învârtiți în jurul curului când vorbiți despre situația franceză sau europeană. Trebuie să intri în idei, așa cum am intrat noi atunci. În câteva rânduri nu o să mă mai obosesc acum să-i explic și lui cum stau lucrurile. Poate că le înțelege, dar nu e în stare să le spună. Asta e fleac, ce spui tu. Asta e o chestiune superficială, anchilozarea. Spune foarte clar. Îi duce capul, nu-i duce capul, care e nivelul de inteligență și așa mai departe. Că de acolo provin lucrurile, exact așa cum le-am descris noi la vremea respectivă și cum de altfel ne dă dreptate toată lumea, dar nu are curajul să spună chiar până la capăt lucrurile.
Dascălii, domnul de matematică, a ridicat banca. Se enervase. Este o poveste de la școală. A, că profesorul vrea să-l bată pe elev cu banca. Să-i dea cu banca în cap, de exemplu. Sau cine știe, poate și mai rău. Cum lucrează Tudorel Toader pentru infractori? O dovadă, zice Liviu Avram în editorialul din Adevărul. În evenimentul zilei, altfel, revine pe tapet eterna problemă, noi o credeam îngropată, cu câinii ucigași, care evident sunt mai tari decât autoritățile. O lege drastică, dar greu de aplicat pentru stăpânii animalelor feroce, scrie ziarul, care nici el nu s-a ocupat de oameni, ci tot de câini. De altfel, le lua, elles sont fait, finalement, le lua, elles sont fait, finalement, pour les gens, pas pour les chiens. Da? Numai că la noi, întotdeauna, pentru că oamenii au tergiversat și pentru că birocrația nu i-a lăsat să meargă până acolo unde și-ar fi putut exprima gândul, i-au lăsat pe câini să ne conducă. În ziarul financiar, business, efectele OUG 114, prin plafonarea gazului și a energiei, câștigă cei care nu investesc și cei care revând, nu producătorii. Ne pierdem rolul regional. Asta este o povață, un sfat venit din Europa, nu neapărat de la noi. Bun, publicitate, ne întoarcem cu Dan Bâra pe final de emisiune.